Moldova, de unde ați venit? Din Moldova. Din Republica Moldova? Republica, da. Cum vi se par pregătirile pentru sosirea Papei Francis? Foarte grandios. Este prima dată când veniți la Iași? Nu, eu am fost aici și eu am fost când a venit aici Papa Ioan Pavel al II-lea la București. Asta e al doilea, așa, la mine. Vă place atmosfera? Da. Cu ce gânduri ați venit aici? Eu deja am spus, asta e tot pentru familia mea, pentru nepoții, pentru copii. Această călătorie, cât totdeauna eu fac pentru aproape, pentru pace, pentru bucurie. Cum vedeți sosirea Papei Francisc la Iași? Ce? Cum vedeți sosirea Papei la Iași? Ca pe binecuvântare. Asta e așa de mare pentru toată lumea. Când vine ceva frumos, ceva cu iubire, cu... Asta e bine. Asta e totdeauna bine. Sărădumile, de unde veniți? De la Proscuțeni. Este prima dată când veniți în Iași? Nu. Ați mai fost? Da. Cum considerați, cum vedeți venirea Papei Francisc la Iași? Foarte frumos. Foarte frumos. Cum îl primiți dumneavoastră? Cu multă dragoste, cu multă iubire, cu multă simpatie. Pregătirea evenimentului, cum vi se pare? Foarte, foarte pregătit. Nu mă așteptam. Foarte pregătit. Cu ce gânduri ați venit în fața Papei? Ce gânduri? Să fie unitate, pace, iubire, multă credință. Cum vedeți sosirea Papei la Iași? Cum vedeți sosirea Papei? Cu multă iubire și cu multă dragoste, cu multă simpatie. Toți îl așteaptă cu mult zâmbet pe buze. Un gând bun pentru cei care ne privesc. Le doresc să aibă pace, liniște, armonie, unitate. Unitate, să fim uniți. Pacea să nu lipsească din sufletele noastre. Quando non ci saranno sentieri dal vicino al vicino, quando vediamo più trincee che strade, il Signore è colui che ci dona un canto più forte di tutte le sirene che vogliono paralizzare il nostro cammino, e lo fa nello stesso modo, intonando un canto più bello e più attraente. Il Signore dona a tutti noi una vocazione che è una provocazione per farci scoprire i talenti e le capacità che possediamo e perché li mettiamo al servizio degli altri. Ci chiede di usare la nostra libertà come libertà di scelta, di dire sì a un progetto di amore, a un volto, a uno sguardo. Questa è una libertà molto più grande che poter consumare e comprare cose. Una vocazione che ci mette in movimento, ci fa battere trincee, aprire strade che ci ricordano quell'appartenenza di figli e di fratelli.